Când vezi că ai aceeași părere cu majoritatea, e bine să mai reflectezi odată. Mark Twain. Îmi place să cred că de obicei gândesc critic, că îmi formez opiniile și că iau deciziile într-un mod rațional, că procesez ideile din jurul meu prin filtrul meu și că ajung la observație și judecată eu, individul neinfluențat de cei din jurul meu. Asta nu ar putea să fie mai departe de adevăr. Și asta pentru că oamenii sunt influențați de cei din jurul lor în mare parte din timp. Premisa psihologiei sociale este aceasta și este demonstrată în nenumărate rânduri pe parcursul timpului. Pentru că nevoia de apartenență este prezentă majoritatea dintre noi, nu ne putem permite să nu facem parte dintr-un grup, fie el mic sau mare, uitați-vă pe ce canal suntem acum, într-un grup. Psihologii sociali care au o perspectivă evoluționistă consideră că grupurile fac ca indivizii să selecteze și să păstreze caracteristicile individuale care fac mai probabilă funcționarea și supraviețuirea grupului. În grup, fiecare membru are funcția specifică, iar împreună se formează un întreg care funcționează pentru tot grupul, nu doar pentru un membru. Adică membrii trebuie să adere la niște păreri, atitudini, norme și reguli care sunt create pentru a fi acceptat în continuare în grup. În caz contrar, dacă nu mai asculți, nu mai respecti grupul, ești respins, lăsat să te descurci singur pentru a nu distruge ordinea și a pune grupul în pericol. Iar în cazul acesta, pericolul, evoluționist vorbind, era moartea. Dacă ție îți place să cânți, foarte bine, dar nu când suntem vânați de tigri. Fă liniște! Dacă nu, te aruncăm afară din grotă. Ai chef de un tantrum? Ai un pic de răbdare până când ajungem în vârful copacului și nu ne mai prind lighioaiele. În vremurile noastre nu se mai ajunge la moarte atât de ușor, doar pentru că ai fost evacuată din grup. Însă una dintre cele mai mari frici ale omului rămâne în continuare respingerea și izolarea socială. Din acest motiv și statul în carceră este cea mai severă pedeapsă din închisori. Poate duce la delir, la halucinații, după mai multe observații. Absența contactului social este la fel de puternic asociat cu moartea, cum este și fumatul sau lipsa exercițiului fizic. Pe lângă frica de respingere, în grupuri, oamenii au beneficiile de a obține o identitate și o stimă de sine puternică, oferită de ceilalți membri. Mai mult de atât, liderii grupului evocă în ceilalți membri aceleași sentimente pe care le evocă tații sau mamele. Mulți recruți ai cultelor care cer devoțiune extremă sunt în căutare de o familie surogat în realitate. O altă nevoie pe care o îndeplinește grupul este cea de comparare socială. Te compari cu membrii grupului atunci când nu ești sigur ce să gândești și cum să acționezi, astfel oamenii încă formează grupuri și încă rămân influențați de semenii lor. Psihologia socială a studiat fenomenul de influență a grupului asupra indivizilor în mai multe rânduri. Astăzi însă aduc în discuție teoria lui Irving Janis din 72 asupra gândirii de grup. După ce autorul a analizat marile eșecuri decizionale din istorie, a găsit câteva comportamente comune printre acestea și a numit fenomenul gândire de grup. Fenomen care reprezintă un mod de gândire pe care oamenii îl activează când sunt foarte implicați într-un grup unitar, când dorința membrilor de a ajunge la unanimitate depășește motivația de a evalua corect alte moduri de a termina o acțiune. Membrii nu mai gândesc atât de rațional ca și cum ar face-o singuri, iar grupul se concentrează mai mult pe protejarea emoțiilor membrilor și sunt mai puțin îngrijorați în ceea ce privește luarea celei mai bune decizii. Până acum totul sună destul de înfricoșător și sper că ți-a venit în minte întrebarea și gândul mai, ok, nu vreau să fac treaba asta, cum recunosc gândirea de grup, cum îmi dau seama dacă eu sunt prezent, dacă iau decizii și nu sunt doar o minte stup controlată de altcineva. Mă bucur că te-ai gândit și te-ai întrebat acest lucru, pentru că Janis a definit în teoria sa mai multe simptome ale gândirii de grup, după cum urmează. Numărul 1. Iluzia de invulnerabilitate. Membrii grupului cred că nimic nu le poate face rău. De exemplu, oficialii de la NASA au suferit de această iluzie. În cele 25 de zboruri spațiale înainte de explozia lui Challenger, niciun astronaut nu a pierit în timpul unei misiuni de lansare în spațiu. Chiar și atunci când a fost aproape un dezastru la bordul lui Apollo 13, personalul NASA a reușit să scoată zborul din incendiu și să-i aducă pe cei 3 astronauți acasă în siguranță. Acest palmares de succese extraordinare a contribuit la convingerea că NASA nu poate greși. Este o eroare în gândirea umană, dacă până acum nu am călcat într-un cui, nu
o să calc niciodată. Nu, nu există nicio legătură dacă n-ai călcat până acum într-un cui. Un alt exemplu al iluziei poate fi văzut în decizia privind modul de apărare al Pearl Harbor în Honolulu, Hawaii, înainte de atacul japonez asupra Pearl Harbor din 41. Consilierii comandamentului american credeau că Pearl Harbor este invincibil, iar în mod obișnuit, iluzia duce la un optimism nebazat, excesiv. Și asta pentru că grupul crede că orice lucru pe care îl face se va dovedi a fi bine, pentru că până acum toate lucrurile pe care le-au făcut au fost bine. N-are sens. Numărul 2. Raționalizarea. Membrii grupului depun eforturi de a raționaliza informațiile periculoase, nu de a le evalua rațional. Ne întoarcem la Challenger din 86. Înainte de explozie, oficialii aparent au raționalizat informația despre garnituri, cele care au cedat și au dus la explozie. Informația negativă despre garniturile problematice exista din 85, dar a fost ignorată. Cu 6 luni înainte de dezastru, analistul bugetului NASA a avertizat că problema este gravă, dar din nou avertizmentul a fost catalogat ca o exagerare, pe baza faptului că mă lansările în spațiu oricum sunt grele, complicate, oricând poate ceva să meargă greșit, dar până acum nu a mers. E ca și cum ar fi crezut într-o forță supranaturală care ține totul în mâini și lucrurile vor merge spre bine pentru că trebuie să meargă spre bine. Și nu a mers. 3. Puncte de vedere stereotipice. Dacă membrii grupului văd dinamicul ca fiind prea slab, rău sau puțin informat pentru a face ceva în legătură cu decizia grupului, ei afișează o viziune stereotipă asupra dinamicului. Indiferent cine este un grup sau ce amenințare reprezintă, nu este luată în considerare de grup. Dinamicul în decizia Challenger a fost grupul de oameni de știință, Thiokol și ingineri care au recomandat amânarea lansării, repararea problemei. Persoanele au fost caracterizate ca fiind prea preocupate de partea științifică a lucrurilor. Într-o lansare de rachetă, de navetă spațială. Prea preocupat de știință. De fapt, unui inginer chiar i s-a spus să-și scoată pălăria de inginer și să-și pună pălăria de manager. Pentru că e prea scump. Nu putem să dezamăgim poporul american care vrea să vadă lansarea. Trebuie să fim mereu acolo. 4. Presiuni de conformare. Atunci când apare gândirea de grup, se exercită presiuni puternice de conformare. Adică membrii grupului, care ridică obiecții, sunt presați să-și schimbe opiniile. Unul dintre inginerii implicați în lansarea Challenger s-a opus inițial lansării, dar sub presiunea extremă exercitată de ceilalți, omul și-a schimbat votul. Avem autocenzurarea la punctul 5, odată ce se pare că oricine nu este de acord cu punctul de vedere al grupului va fi presat se conformeze, membrii grupului care au opinii diferite nu mai vorbesc, nu le mai expun, exprimă, din cauza consecințelor. Lucru care este autocenzură. După ce opoziția inițială față de lansarea Challenger a fost respinsă, dur și clar, alți ingineri nu și-au mai exprimat îndoielile. Astfel, cei puțini care au mai zis ceva au avut și mai puțină susținere. Iluzia unanimității. Din cauza atmosferei puternice de conformism și autocenzurii membrilor, care au îndoieli cu privire la decizia grupului, acesta nutrește iluzia că toată lumea este de acord. Nimeni nu zice nimic, nu zice altceva, e clar că toată lumea e de acord. În cazul deciziei Challenger, acordul a fost un sondaj de opinie în rândul personalului de conducere, care în general, era favorabil lansării. Inginerii au fost prezenți fără să li se dea voie să voteze. Rezultatul a fost un vot unanim în favoarea lansării, chiar dacă inginerii nu erau de acord. Pe hârtie scria că toată lumea e ok. Și la 7 avem prezența gardienilor minții. În același mod în care o persoană poate angaja un bodyguard pentru a o proteja fizic, membrii grupului apar pentru a proteja grupul de informații dăunătoare. În cazul deciziei Challenger, managerii de la Morton Thiokol a apărut în acest rol. Un manager de rang înalt de la Thiokol nu i s-a supus lui Arnold Aldrich despre disensiune din rândurile de la Thiokol, astfel, ideile lui nu au fost vreodată transmise mai departe când vine vorba de preocupările tehnice și de probleme care pot să apară. Burden și Horowitz susțin că trebuie să ținem cont de perspectivă atunci când încercăm să aplicăm ideea de gândire de grup asupra unui eveniment contemporan sau să duci înapoi evenimentul istoric, pentru că din poziția pe care o ai tu acum, poți să vezi defectele fatale ale deciziei din trecut. E evident, dar nu erai acolo în prezent. O altă problemă sau un alt fenomen care se mai întâlnește în grup este deindividuarea. Menționat pentru prima dată de Zimbardo în 1969, în deindividuare, membrii grupului își pierd identitatea și conștiința de sine, fiind doar grupul.
De exemplu, în grupurile de evenimentele sportive, în care membrii sunt greu de identificat, nu mai ai Alex care a mers la meci, ci ai microbiștii care au mers la meci, pentru a vedea cum au pierdut în fața Olandei. Iar microbiștii ajung să comită acte de violență, infracțiuni. Și asta pentru că se pierde identitatea și nimeni nu-și mai asumă responsabilitatea pentru că microbiștii, așa mare de oameni, fără nume. Persoanele care sunt deindividuate par să devină mai puțin conștiente de standardele morale pe care le-au avut până acum o jumătate de oră când a început meciul și sunt mai predispuse să răspundă la stimuli violenți sau agresivi. Devin impulsivi, puternic activați emoțional, sunt prinși în vâltoarea momentului. Ce fac? Ce face grupul? Un exemplu foarte evident poate să fie din partea Ku Klux Klan, unde s-au acoperit fețele membrilor pentru a fi neindivizi. Procedura a fost realizată și de alte grupuri și de alte organizații, cele care în principiu au ca un scop violența. Aici avem în minte și organizațiile militare care se maschează. Pentru a vedea cum se comportă indivizii în grupuri mai mari sau mai mici în ceea ce privește de individuarea, oamenii de știință au analizat 21 de cazuri. Acestea implicau o persoană tulburată care amenința că se aruncă de pe o clădire sau un pod, iar din cele 21 de cazuri, în 10 dintre acestea, mulțimea a ademenit victima să sară, iar în cele 11 cazuri rămase, victima nu a fost ademenită. Diferența consta în mărimea grupului, nu în cine era în grup. Grupurile cele mai mari au fost cele care au ademenit victima, grupurile fiind mai mari de 300 de oameni. Episoadele de ademenire de obicei au loc noaptea, iar victima în cele mai multe cazuri se afla pe un etaj mai mare al clădirii, deasupra etajului 12, și pe cât dura episodul mai mult, pe atât mulțimea ademenea din ce în ce mai tare victima. Jump, 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 jump. Deindividuarea membrilor a fost cauzată de toți factorii pe care i-am enumerat. Mărimea grupului, anonimitatea oferită de întuneric, de distanța dintre membrii, distanța dintre membrii și victimă. În plus că, na, cu cât așteptau membrii mai mult, cu atât deveneau mai iritați. Ziceau, hai, termin o dată că ne-am plictisit, trebuie să mergem să vedem despre Housewives. Reicher, în 87, vine cu o altă teorie, care contrazice fenomenul de deindividuare, argumentând că dacă ai intrat într-un grup, nu-ți pierzi identitatea sau conștiința de sine, ci mai degrabă schimbi macazul de la identitatea individuală la identitatea de grup, care se asociază normelor grupului, lucru care duce la depersonalizare, iar atunci când grupul devine remarcabil, indivizilor le este percepută mai puțin individualitatea și sunt mai mult percepuți ca și grup. Ca în prima teorie, depersonalizarea, la fel ca deindividuarea, se intensifică atunci când diferențele dintre indivizi sunt greu de observat. Măști, lumină slabă, distanță. Totuși, procesele sunt diferite, depersonalizarea nu reflectă pierderea sinelui, ci prezența proeminentă a sinelui de grup. În prima teorie nu se discută această dimensiune, se vorbește doar de sine individual și de grupul ca o entitate externă în care sinele este pierdut, este scufundat, nu se mai definește. Grupurile sunt indispensabile pentru noi ca oameni. Avem nevoie de ele pentru a supraviețui, pentru a crește, pentru a evolua, pentru a ne simți bine. Acest lucru nu s-a simțit mai puternic decât în timpul pandemiei, însă trebuie să fim foarte atenți la influența pe care o au grupurile asupra ta. Nu vrei să fii împins la acțiuni pe care în mod normal nu le-ai face. Trăind și existând de atât de multă vreme și tu și eu aici pe YouTube, vezi în secțiunea de comentarii pentru că nu există tragere la răspundere. Poate pe acest canal nu la fel de mult, dar pe altele și în engleză mai ales, indiferent cum ai prezenta un lucru, nu e bine. Ți-ai luat o bluză albă, de ce n-ai luat-o neagră? Dar ți-ai luat o bluză neagră, de ce n-ai luat albă? Nu contează ce, oamenii sunt clare acolo pentru a te certa, pentru că sunt o masă de oameni și cu cât sunt mai mulți, cu atât mai mulți se adună. Nu-ți pierde individualitatea, fii tu, gândește-te mereu la ce faci, când faci, cum faci, nu contează că e un grup, nu contează că e un anonim, tu fii tot tu, măcar pentru tine. Vă mulțumesc pentru atenție, nu uita de share, like și abonare, clopoțelul de notificare, sunt Alex Cosma și până data viitoare, atenție, cad mere!